În ultimii ani, Bucovina s-a transformat într-o frumoasă destinație de vacanță care le oferă turiștilor numeroase modalități de relaxare sau de petrecere a timpului liber. Printre atracțiile zonei se numără și Tiroliana de la Palma, cea mai lungă din țară, care are o lungime de 1,1 km și o diferență de nivel de 103 metri. Tiroliana dispune de două sisteme de frânare aduse din Suedia și Statele Unite ale Americii, iar viteza cu care coboară un om poate ajunge chiar și la 100 de km pe oră. Distracția continuă în Țara Dornelor, unde sunt 380 de kilometri de trasee montane pe Suhard, Giumalău, Călimani și Munții Bistriței. Cicliștii au la dispoziție 250 de kilometri de trasee, desfășurate atât în mediul urban cât și în mediul rural. Salvamontiștile recomandă celor dornici de drumeții ca, înainte să se pornească la drum, să treacă pe la biroul de informare turistică din Vatra Dornei pentru a afla traseul potrivit, ținând cont de pregătirea fizică. Tot la Dorna se pot organiza excursii ecvestre chiar și de 3 zile, cu posibilitate de campare. Cei care se încumetă pot să facă și easy. Podul Palmei strâns bine, da? La o înălțime de ume, da? Avem laterala dreaptă, laterala stângă, da? Dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, da? Acum la dreapta, înainte, cei din dreapta bagă pe deoarece în față și o scot în spate, da? De înainte. La comanda dreapta, înapoi, cei din dreapta bagă pe deoarece în spate și o scot în față.